1977, peste 1500 de oameni au murit în urma cutremurului care a lovit România. Singura înregistrare din acea zi de coșmar circulă pe internet, iar sunetul este de-a dreptul terifiant. Este vorba de o înregistrare sonoră luată de un magnetofon din sala de concerte a radiodifuziunii în timpul unei pauze. Acesta este sunetul pe care probabil mulți dintre românii care au trăit acele clipe de coșmar nu-l vor uita niciodată. O parte dintre megidienii își amintesc atât de cutremurul din 77, dar și de măsurile ce trebuie respectate în cazul unui seism. Ne-am speriat seara, atunci soțul meu nu era acasă, era pe drum, eu eram cu copiii în casă. Și ce ați făcut? Ce am făcut? N-am făcut nimic, absolut nimic. Am speriat puțin, copiii dormeau, n-aveam ce să fac, am stat și eu lângă copii. Ce puteam să fac? Dar știați ce să face, să vă băgați sub... Bineînțeles, bineînțeles, dar pe moment nu ne-am dat seama, chiar nu ne-am dat seama ce se întâmplă. Și tocmai în momentul ăla a venit și soțul și el era la servici pe drum, că lucra la CFR. Și îmi povestea cum se clătinau trotuarul, așa să bălângânea, ziceai că ești beat, zice, așa mergeam pe drum. M-a speriat că eram pe scaun, puneam perdeaua la balcon, la ușe la balcon și mi-era frică. Am ieșit afară, dar aproape când s-a terminat cu tremurul și am intrat în casă înapoi, ne-am culcat. Mai zicea lumea că mai vine o dată, dar... Noi ne-am culcat și zic, ce o fi, o fi. Mi-aduc aminte că doar ce anunțesem acasă, n-a reușit să mai mănânc. A început zgâlțitul. A știut și... cum trebuie să reacționați în caz de cutremur? Ce măsuri trebuie să luați? Afară, nevastă mea făcea lui fiică mea baie, că avea 6 luni, și zic, ieși undeva în zatocul ușii, era cu copilul dezbrăcat. Și aștept să liniștească, dacă e ceva grav, mi-o dai mie și eram deja în curte eu ieșisem. În 77, uite așa făcea pomii. A? După ce? Păi deja pomii, că a fost mare, peste 6. Roșcată, așa că vedeți că e mare. Soția mea a venit la câmp să se pregătea să ne culcăm, eu mă culcasem. S-a auzit un vuiet. Și aici, de unde venea cu tremul, era roșu. Roșu. Cerul era roșu. Și animalele, dacă le ai pe-n curte, latră. Câine, latră și cocoșe și tot. Ele simt mai repede ca noi. La nivelul întregii țări, în 1977, aproximativ 3500 de locuințe s-au prăbușit. Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat în București, unde peste 33 de clădiri și blocuri mari s-au prăbușit. Printre victimele cutremurului s-au numărat și câteva personalități marcante ale țării noastre, Doina Badea, Toma Caragiu, Alexandru Bocăneț, prozatorii Anatol Baconski și Alexandru Ivasiuc. Epicentrul cutremurului a fost localizat în Vrancea, cea mai activă zonă seismică din țară, la o adâncime de circa 100 de kilometri. Unda de șoc s-a simțit aproape în toți Balcanii.